Gata, patroane, s-a pus praznicul, Doamne ajută! Da, mamă, uite, anunțarăm să vadă prietenii. Cu tuicile astea, rituale. Că avem mâine praznic. Eva a luat aici, Aleu a luat acolo. Să ne punem praznicul sănătoși. Bagă aici. Să pui praznicul, patroană, sănătoasă, patroană. Dar problema e pe cine ai anunțat? Pe Ilie, pe Ion? L-a anunțat. Pe Luci, pe ăștia, pe Anca, pe toți. A venit și Anca. Cine a pus suie praznicul, mă, te-a vindecat acolo? Unde-i și se ruga, uite, eu și cu Alin. Bă, da, s-o cărgem. Și Dori. A fost până, până și poet Șucaru a fost la praznicul tău la spital. Bă, Ilie, lingura ți-e rămas. Cu Olga. Unde e Olga, patroană? La Bator, auzi, știi ce a făcut Olga? Nu știi. Patroană, știi ce a pățit Olga? Au tăiat-o ea la Bator, au confundat-o cu un porc. Nu știai? Nici nu-ți pasă de fata ta. Treaba ta. Ce mâncare e asta, patroană? Auzi, Ion a făcut mâncarea asta. Aoleu, ce mi-e miroasă găină. Ion, auzi, a făcut mâncarea asta. Dar ce e asta? Eu știu ce a făcut patrona. E de ce patrona, deci mă. Ce patrona, ce mâncare e asta? Uite, găină în glaceaun. Hai. Găină, miel. Patrona, uite aici, care găină? Acolo e miel, oaie să zic. Dar s-a răcit. S-a răcit că eu m-a așteptat după tine, de-aia m-a făcut. Doamne, fer, să-mi iau un scaun. Ne-a dat țuică patrona să ne îmbete. Mamă, ce scaune grele. N-ai scaune, că n-aveai, le-ai vândut. Le-ai vândut că n-aveai scaune bune. Hai, ursule, te-am copii. Bă, dar toată... Toată mâncarea asta e rece. Ce s-a întâmplat? E de la frigider. E congelată? Gata, patronul, te pui aici. A fost congelată și s-a creat de aici. Mai bine, mai bine. Hai, e făcut așa, năbușit, e bun. Copii! Avem hanale, te da des, avem ori des. Păi nu avem loc, patronul, unde-i chem pe toți. Păi dacă trebuie să punem cruciurile, să mă aducă așa. Copii! Nu de Ilie să mănânci. E rece. Găină e rece. Ha? Patronă, de unde, de unde ai adus găina asta? De la plinirea? Ia să vedem. Ce gust are găina. Băi, e bună găina făcută de Ion. Alex! Merge, patronă. Hai, baba, mănâncă-și tu. Trebuia un mușdei la găină, patronă. Da, mușdei. Adă Ilie usturoiul de aici. Ia lângă tu, ursule, te aveți așa. Iliuță! Unde-i caserul ăla? Mamă, ursule. Ce-a făcut, mamă, tatăl, și-a bătut joc de găină. Găină de la tine? Dar ce, nu-i bună? Ba, da. Nu, e rece de... A, că e rece, da, dar e bună. Ca și udrinii, dar tu lași. Zici că a spus la congelator, a fost la aristic acum, a mâncat cârnața, a mâncat de toate. Bine, laudă pe ai lanț. Femeile sunt alte, bunea ta nu e bună. Ia. Ce e asta, patronă? Mojdei, dă ușură. Păi ce e așa gros? Cu cine vorbesc eu? Dă-i lingură, bă. Livie, dă-i lingură, de truci căruia. Lasă, patronă, că... Mai ceva apă băgată în el. Cu ea, făcui și eu ce-am putut. Atâta s-a putut. Eu n-am mâncat de două săptămâni. Uite, eu nu rânesc. Eu aș mânca și rece, așa cum este. Păi, e bun. Da. Vă aduc tartaboș? Ia să testăm. Ia du să vedem cum l-ai făcut. Din ce ai făcut tartaboș? Din toate astea. De oaie? Din picioare, din... Cafirul ăla e mare. Uitați găina, prieteni, plină de ulei. Da. Aici este colesterol pur. Dacă aveți nevoie, veniți la patroana. Păi bune, plină de ulei. Uite, uite ce îmi dăm patroana să mănânc. Uitați ce îmi dăm să mănânc. Păi
poate vă puneți întrebarea, dar eu de ce mănânc? Păi dacă văd mâncarea... Aline, de asta mâncam. Ce? Asta se mănânc mâine. Ce e la? Mori se mănânc tartaboși. Tartaboși? E bun. Au. Ia să vedem ce era tartaboși. Ia să vedem. Ia. Mă duceau haitul. Adă-mă un cuțit, tate, bun, că nu-i bun ăsta, măcar nu e cu el, uite. Hai că oricum revenim ca să mâncăm și noi liniștiți. Prietene, a venit și Ionuț, copilul lui patroana, la masă, mai ales că el a gătit găina asta și cu cea unul. Ilie! Bea și el o țuică, că așa e bine, că e sărbătoare. Ioane, mănâncă, fratele meu, ia oaie, ia pui, ia găină, ia ce vrei. Uite, ardei un pui, pune și tu un ardei, o coastă de asta de oaie, mănâncă ce vrei tu. Tu nu mă bei, mai și mănâncă, ca să poți să bei. Păi n-am mâncat tocanul din asta. Uitați, ai mâncat? Prieteni, tobele. Da, am mâncat tocanul și... De asta să mănânc mâine o bucată de tobă, prieteni. E jumate tobă, jumate tartaboș. Da. E 2 în 1. Da. Bagă eu în pileaua. Mănâncă, bă. Ce faci? Că te arde țuica aia pe tot stomac. Așa. Îți arde stomacelul. Mâncat și păi mâncai, pe bune, mâncai eu. Vezi, Ioane, mâine să mă ajungi pe mine ca să mănânc și eu, că n-am mâncat de 2 păi. Săptămâni. Dacă plătești bucătarul profesionist? Da. Mâine să dau drumul cuptorul. Vezi că e mare, e... Auzi, ăștia dor mâine. E grădina mare. Și el nu știe la cuptor, tu știi la cuptor. E grădina mare, tu spun... Băgăm carnea de oaie prima dată și formă purcelul. Vezi că e grădina mare? Cum adică? În sensul plăților, mai ales de Sfântă Mărie. Se că fac plăți. Bine. Așa e unul spoftă. Mariane, bă, nu te supăra pe mine, știu. Am auzit că, na. Mai mai zice cineva că sunt amenințat, dar nu e, nu e bine. E bine. Eu ne-am mâncat omul. Păi te-au sunat, azi cine te-a sunat? Am mâncat omul. E, lasă Ioane, acum e și el supărat că e normal, te-a dus la doctor, te-a îmbrăcat. Tu omul a vrut să te facă bine. Îi mulțumesc din suflet. Am mâncat mult bani omul cu tine. Și pe la spital. Multă putere și mult noroc, da. Așa e, las că îi ajută Dumnezeu, că a vrut să te ajute, te-a făcut bine, te-a dus. Dar-ți luase ochelari de vedere, unde sunt ochelarii? Ia-mă în geantă. Păi ce ne porți? Păi dacă am... văd bine, bine. A, vezi bine, bravo. N-are rost atunci să ne porți. M-am ținut de tratament. Mai e tratament? Bă, asta, e rânza aia, să mănânc alin dacă vrea, e parfuria, nu știu, du la pară. Nu mai, că nu mai mâncat, am mâncat prea mult, nu mai pot, și uleios și mai, astea. Cel mai scump tratament. Ia, tati, da? Mănâncă și tu găinile. 20 de milioane. Ce e tratament de 20 de milioane? Da, sunt vindecat. Ești vindecat complet, nu? Da. Păi, Ioane, la urmă, nu ești tu dreptate, dacă ai luat tratamentul și a făcut efectul, te-a vindecat, acum poți să revii la normal. Dar nu se exagerez cu băutura. Mi-e frică mie să beau. Lua așa, bei și așa ocazional. Cum bem și noi un pahar la masă, oaia, nu să ne îmbătăm. Mi-e frică mie să beau așa ceva. Păi dar să-ți fie frică. Păi așa e bine la noi, așa e ritualul. Trebuie să bei și să rogi de bine. În seara asta, nu în fiecare zi. Să vă dea Dumnezeu putere, noroc și... Doamne ajută și ție, Ioane, și la toată lumea și la toate, și la toți care ne urmăresc. Toate necazurile. Cum am scăpat și eu. Adevărat, Doamne ajută. Și toată lumea care ne urmărește, Ioane, salută și transmite-le. Doamne ajută. Toți îți vor binele, Ioane, în comentarii, am se roagă pentru 10.000 tine. 10.000 de urmăritori am. Da, Aline, dar de ce, Aline? El nu merge oitupul lui. Păi eu știu unde e oitupul tău. Las că ți-l fac mai târziu, când mă pun în pas, să-ți fac alea de la început, că e complicat acum. N-am timp. Te părăsc astea. Îi fac, îi fac, înapoi îl pun pe val. Hai, dacă și-o împietuți el văd ăla. Hai, ula, mă, să-i părăsc. E. Hai, mă, că de hap, mănâncă. Ia și mănâncă, gai, vreo, știi? Așunde? Așunel? Doamna Mary. Vezi, doamna Mary. Nobody home. Nobody home, Ioane. Băi, nu mănânci, mă. Am mâncat. Cât să mănâncă, nu pot. Nu prea le are eu cu mâncarea. Eu am mâncat, pe bune, am mâncat o tocăniță, mi-a plăcut tocănița.
Și am zis, hai mă, să gustă din copii. Dar ce că le-am tocănit? Păi n-am mai putut și oaie. E bună. Nu mai, mă doare stomacul după aia, gata. O pun în crate să mănânc mâine. Mâine nu mai pot să mai mănânc după aia. Cine mâine mâine? Mamă, și mâine oaia la cuptor, caldă. Îți dai seama. Cu un jdei, cu ardei de la copt. Butelia, acolo erai. Ăsta zici că e mărin. Da, nu mă dezbrăca ca el. Da, mă, da. Mănâncă stății spoartă. Mă, Ioane. Poftă bună, Ionut. Mă, ce-i zicea papii de noi? Că ai fost la el, am văzut. Bă, nu e supărat pe voi, dar uite că fac... Deschid niște subiecte care nu sunt incompatibile. Adică incompatibile, sensul, nu? Așa face papii. Papii mereu deschide bunul maniere, nu. Deschide în subiecte. Sensul, nu, în sensul bunul maniere. Ascultă. Papii deschide. Nu stă mie putință, da, dar da, nu... el deschide subiecte incompatibile, frate. Nu mă bag eu. A vorbit de noi? Prieteni, nu, e bine, nu. Doamne ferește, nu. Dar nu, nu. Nu-mi stă mie ce zicea, caracter. Ce zicea acolo? Nu pot să deschid mai multe amănunte, că mie nu-mi place să vând... Deci mi-a bărfit. Nu-mi place să vând din, găina din casă la... Nu, la dar ne-a bărfit cum ar veni. Nu. Nu, mi-e pare rău, rău. Pentru mine sunt oameni, au fost oameni și va fi oameni. Și le mulțumesc din suflet la amândoi și lui Marica și lui Marița și lui Papi. Le mulțumesc din suflet. Că sunt gospodari, sunt oameni, na, care, uite, te apreciați, cumpăr un galben, cumpăr doi, bă, oameni ca lumea, bravo, îi apreciez. E vorba de afaceri. Și eu aș face așa, la fel. Ai grijă că și papi cred că vrea să pună laba pe tine. Nu, sunt prea scump. Așa e, n-are bani să te plătească, nu? Nu știu, nu, e vorba de e greu cu tine. Da. Nu poate să te țină ei. N-are cum. Băi, Ioane, ia vezi, fierbezi pe tine acolo. Ce te vezi? Fierbezi. Mama, aia fiartă e bună așa, tăiată felii. Da. Ce, la beci? Da. Și beci picioresc. Piciorescu, ce la Ioane? Da, mă las oară. Piciorescu de Porculescu? Da, ducură picioară oală pe adună aia. Lasă-l să mănânce acum. Poftă bună, Ionuț! Păi am și Ionuț e Nadara. Că de? Nadara B. Nadara B. Și Nadara. Mamă, și bună ciune. Cum e? Ce bună ciune, mamă, patroană. Îți place cum arată? Daria. Cotoniță, cotolet, dar... Pe bune? S-a dus să ia țigări. Ia tocat de gătire. Celel țigări. Ioane. Ma n-ai. Cun. N-ai. Cun. Pobești avea la ursul, că mi-a și v-ați doamnesc. Ioane. Pe oricum trebuie să tragă ursul, mufa, că el știe. Vine acum, că e la bijuter aici. Da, bă, că se duce până la maică mea. Du-te, bă, și întreabă. Unde s-a dus, Ioane? La maică mea, la magazin. La maică ta? Ai fost la maică ta, te-a văzut? Ascultă. Maică ta a doua. Ioane. Ha? Dă-mi și mie un interviu, te rog. Te ce rog. Mă, sunt reporter? Ce sunt da. Eu? Da. Ascultă-mă, fii atent. De la Antena Stars. Fii atent, ascultă-mă. Ascultă-mă, și aș vrea eu la ce s-a au. Să vă